Asculta cu atenție, astfel încât să adresăm nevoile tale și ale familiei tale din punct de vedere al locuirii. Hello, sunt Armina Popeanu, sunt arhitect de profesie, antreprenor prin esență și minte creativă de când mă știu. Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Înainte să începem efectiv să-ți povestesc despre mine. Sunt arhitect specializat în design interior, folosesc cu curaj culorile și ideile inovatoare în proiecte în general, și am o afinitate pentru antreprenoriatul în domeniile creative. Personal, nu refuz aproape niciodată o cafea bună și schiez de 30 de ani. Profesional, sunt mintea creativă din spatele a Architects și Liria. Motivația mea în business sunt clienții fericiți. Acesta este videoul 1 dintr-o serie de videouri despre arhitectură și design interior în general. Astăzi îți voi povesti despre ce facem noi la Architects și care sunt serviciile noastre. Arhitectura de interior, designul, decorarea, consilierea, home styling-ul și smart housing-ul. Dar hai să le luăm pe rând. Ce este serviciul de arhitectură de interior? Ne ocupăm de întreg procesul 360 de grade, de la idee în cele mai mici detalii până atunci când tu ca beneficiar te vei muta în noul spațiu împreună cu familia ta. Ne ocupăm de concept, de regândirea spațiului, de circulații, de mobilare, de întreg proiectul 2 și 3D. Proiectul 2D presupune planuri, iar cel 3D înseamnă că tu primești simulări fotorealiste ale spațiului așa cum va arăta el în final. Apoi urmează proiectul tehnic, detaliile de construcție, devize, furnizori, shopping list, toate în cele mai mici detalii. Intermediem relația cu furnizorii și cu toate echipele implicate în proiect, ne ocupăm și de șantier și de implementarea lui. Funcție de proiect și de nevoile tale, putem să oferim întreg procesul 360 de grade sau doar o parte dintre etapele numerate. Design interior, decorarea sau redecorarea spațiului. Intervenim la nivel de mobilier, finisaje, cromatic, dar nu intervenim deloc asupra spațiului în sine și a detaliilor tehnice. Arhitectură. Ne putem ocupa de construcția unei case, de la primele gânduri și schițe până la proiect, implementare și momentul în care tu cu familia ta vă mutați. Styling interior sau reînviorarea spațiului presupune că intervenim la nivel de mic mobilier și detalii care fac diferența, astfel încât spațiul tău se va reîmprospăta. Consiliere și sfaturi punctuale. Găsim împreună soluții pentru problemele tale. Automatizări și sisteme de smart housing. Fie că vorbim de automatizări simple, care îți simplifică rutina zilnică, sau cele de prevenție, colegii mei te pot ajuta și pot gândi întregul proiect de smart housing, iar noi le integrăm în fazele incipiente ale proiectului. Am gândit încă de la început toate procesele, astfel încât noi la Architect să putem oferi toate serviciile noastre și online. Indiferent de serviciul pe care îl alegi, de arhitectură de interior, design, arhitectură, consiliere, smart housing sau styling interior, lucrul cu noi e o bucurie. Folosim creativitatea, ideile inovatoare și profesionalismul, astfel încât acasă să fie chiar cel mai confortabil loc. Te vom asculta cu atenție, astfel încât să adresăm nevoile tale și ale familiei tale din punct de vedere al locuirii. În final, vrem să contribuim la îmbunătățirea calității vieții tale și a celor din jur pe termen lung. Cum se traduce asta pentru tine? Într-o stare de bine atunci când ajungi în noul tău spațiu. Cam atât deocamdată, îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final în videoul numărul 1 de pe YouTube. Orice întrebare ai, o poți scrie în comentarii, iar eu mă voi asigura că răspund fiecărei întrebări. Hit the like button dacă ți-a plăcut, astfel încât videoul să ajungă la cât mai multe persoane. Dacă ți-am stârnit curiozitatea, intră pe aarchitect.design cu 2A pe site sau pe toate platformele sociale. Sau poți să mă urmărești pe mine, Armina Popeanu, pe Insta, Facebook sau LinkedIn. Până data viitoare, îndrăznește să fii creativ! De la A la Z ne ocupăm, nu ne putem ocupa. Intermediem relația cu furnizorii și cu toate echipele implicate în proces, astfel încât... implicate în proiect și ne ocupăm de șantier și implementarea lui.
acasă să fie chiar cel mai confortabil loc. Încă o dată.